Ia uite câte am strâns. Sunt fierbinți. S-a înghesuit pe acolo și a făcut că sunt calde. Wow, ce calde sunt. Un cocoș la 30 de găini. Doi cocoși la 30 de găini. Săracul, ce muncă pe el. Foarte mult. Dar nu-i, nu-i tras la față așa, că parcă îl vezi, băi. Nu suntem în stare să avem una. Un bărbat la o singură femeie și femeia aia face figuri și la prima supărare pleacă. Ți se pare normal? Viața asta nu e echilibrată. Păi da, mă, dar e de sămânță. Și noi nu suntem de sămânță? Păi da, tu uite, pe câmp, pe acolo, vrei în vacanță, s-o oprește ele la vreme ei, că nu mai faci treabă. Acum cât poți, cât ești în putere. Nu e corect, nu e drept. Un cocoș la 15 găini. Dacă din alea 15 găini vine una care face figuri la cocoșul ăla care e singur, la 15, și pleacă, ce face găina aia? Moare cu ouă în ea. Și de ce? De supărare că nu mai vine al cocoș să o cocoșească, că a făcut figuri la cocoșul ăsta și el știe. Dacă ai făcut figuri la cocoșul ăla, faci figuri și la mine. Usturoiul unde? Usturoiul de anul trecut. Asta, verdele, încă nu s-a... Nu e proaspăt. L-am văzut că n-ai făcut. Doamna ne-a dat ceapă, usturoi. Sărmâna! Mulțumim mult de tot! Trebuie să mai facem rost de cartofi și brânză. Și am plecat. Până la urmă trebuie să pleci. Ia uitați-vă! Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage ața, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, dar fără la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, Iuliano. Ești cam... ești bine. Ești bine! Păi, țărâncuță, cum e ea? Țărâncuță, țără noi. Uite, mergem prin noroi. Dar unde ne-a trimis arzătar focul? De care foc? Acum numai te frige focul. E de la la plită. Foc de la arzătar. Zi. Cum îi zice? Inducția. Arzătar inducția. Băi, nu-i... Neambărine. Că m-ai trimis să iau cartofi când aveam piață. Mangalia, m-ai trimis la Balamuc. Eu am simțit-o după drum, când am văzut drum asfaltat cu gropi și cu noroi, am zis gata, ne-a trimis amărin fix aici. Vâneam ceva, cred că are. Și când mergeam pe uliță... Bine ați venit în satul nostru, Liviu. Sărmâna, doamnă. Bine ai venit. Unde credeți că am nimerit? Ha? Unde credeți? Să vă aud. Eu sunt verișoara lui Jeane. Jean Pestriță. Nu-ți vine să crezi? Dă-i un pic să mă alegi. Stai să-și revină puțin. Să rămână, doamnă scumpă. De la Craiova. Să rămână, doamnă. Mamă, bine ați venit. Mătușa lui Adelina Pestrițu. Da, 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 lui Pestrița. Deci sunteți verișoara lui Jean? Da, eu... Mama e Pestrițu, Maria, și cu mama mea, Lucica. Mama e cu mama lui Jean, fost un socru. Surori. Da? Păi sunt alocutare, alocutare, să suna unii pe alții. Zica. Vă salută, Costet. A luat inima. Ei, poftiți? Bună ziua! Bine ați venit! Ia-ți mireasă ziua bună, de la frate, de la... Oricum ești adoratul nostru dintotdeauna ai fost. Ce contează, n-am fost al cui trebuia, am fost doar la... Pentru noi ai rămas nepotul nostru. Da, cum am ajuns eu? Cum am ajuns eu? Cum am ajuns eu? Cum am ajuns să te iubesc? Vezi soarta? Cum am ajuns soarta, da? Da, am nimerit la mătușii mea și la unchii meu, oameni pe care eu nu i-am văzut niciodată în viața mea. Dar care ce crezi? Sunt neamuri cu mine. Pestriți, dar neamuri cu mine. Deci mie nu-mi vine să cred că pentru mine tu ești... Păi cum, doamne, uite-l în floarea vieții. Ca să te văd eu în fața mea persoană, un așa om și așa frumusețe. Frumusețe și real. Și e luat. Nu mai fi E luat, gata. Una peste alta. Ok, avem nevoie de niște cartofi. Așa. Brânză. Brânză avem. Da. Nu pot să-mi dau seama, din toate casele și locurile în care puteam să mergem, am nimerit fix unde-și dorea Liviu. Nu mai scap toată viața mea. Atât de entuziasmat era că a ajuns în sânul fostei lui familii. Cum să team aici? Familia? Puneam cu familia?
oile la ușe. Miroasea brânză, miroasea... M-am bucurat, să-i seama că m-am bucurat, că au fost oameni cu noi. Cum vii de ajutor la doi mori? Trebuie să ne dați o mână de ajutor. Da. Avem, domnul Cuz, lucerna. Ce e alea? Lucerna. Ce să fac cu ea? Avem costită lucerna. Domnișoara Iuliana poate să dea oile la ușă. Păi nu le dau eu la ușă. Dacă nu le dau la ușă... Normal, noi suntem fierți pe muncă. Asta ne-am dorit. Bine, dar am fânul ăla, lucerna, sunt vipere, dacă ai zis că... Da? La noi, la pădure, sunt vipere, pe bune. Ce e ce alu? Nu e. Pune, domnule, pe nepotul. Bine, dacă mă mănâncă un șteacă, mă omor un șarpe pe atent. Ce? Omul după altceva. Ce, mă, ce? Că dacă te omoară, ce? Ce să mai faci? Te iau după mine, tu crezi că te las așa? Șarpe, dacă mă omoară un șarpe, fii atent aici. Deci tu te sperii de el și el de tine. Ai văzut? Nu m-am enervat pentru că erau din partea asta lantă bună. Fata babe și fata moșului, știi povestea aia? Că ne-au pus la treabă, asta e partea a doua. Auzi, bă, cum a zis? E, a zis eu să iau un rând și el un rând. Cât un rând de fiecare. Păi da, când termină, dacă e adorat, dar nu se vedea capul celălalt al rândului. Deci era foarte departe. Iuliana, du-te, tată, la oi. Hai să muncem căpriciului. Hai, de la căprițe noi. Spor la treabă! Să rămână muncește la lupestriță. Cum ne duce viața? Ce bine, ție aici să stea bine. Zici că ești făcut aici. Ce faceți, băi, moțatelor? Uite ce mii sunt ăștia! De... Uite, vezi că aici nu trebuie să iasă nici o oaie afară, da? Da? Uite așa. Hai aici o înuielușe. Și zici, hai la ușă. Hai la ușă. Așa. Mă gândeam, sunt în casă, le pui la ușă, să le dai afară din casă. Cum să dai oile la ușă? Da? Și care e ușa? Acolo e. Aia e ușa? Da. Hai la ușă, fetele mele. Ce vă uitați așa la mine? Alo? Haide la ușă! Haide! Haide, dă-i! Trebuia să trimit oile spre portița, ce era aia, ușa, probabil. Și acolo se mulgea. Ia uite, ce frumos intră. Haideți, mă, și voi la ușă, hai! Hai! Hai că am dat și caprele la ușă. Am visat eu în viața mea să dau caprele la ușă? Nu! Am alergie la lucernă. Ce mă făceam eu dacă n-aveam ajutoare? Dar ce vă făceați, doamnă, dacă n-aveați ajutoare? Deci nu eram mă spun că bucur, dar nepotul pe brazdă. Nu-i place eu, doamnă, să facem. Cum, doamnă? Nu, păi n-am venit eu. Pentru Jean muncesc eu, pentru... Așa? Postul meu socru cu mare drag. Pe cum? Nu fac eu? Dă-i, că ai vă trepat în rând. Mie nu vine să cred că te văd în persoană. Asta e, doamnă, nici eu nu am crezut ca să mai da. Nu vine să crezi. De neamuri. Adică universul a vrut să-mi transmită că, uite, oricât de departe ai fugi, tot te împiedici de un pestriț. Dumnezeule, care m-ai făcut. Cu noi sunt nouă pe sora mea, am și o soră, lucrează la Hanu Beselie, acolo pe Luncă. Știi unde e Hanu Beselie? E rucăt? Nu știu, doamnă, că am uitat tot de la rucăt. Am dat dilitol. N-ai mai fost de mult? N-am mai fost de mult și am șters tot. Oare în partea alaltă s-o fi întâmplat la fel? Să-mi piedice și ea de un vârciu? Ce să vă aduc? O vișinată, vrei, existie acolo. Pe bune? Glumește, doamne, nu glumește în timpul serviciului. Adică nu. Aduc. Așa scrie regulament. Apă, rece, sistem... Sifon. Sifon. Ah, n-am mai băut sifon de 50 de ani.